Olga Vasilescu este la ramp după ce guvernul a fost luat cu asalt, ca la români. Exista riscul de a nu se mai putea peleti deloc sporurile în aprilie. Ministrul Muncii, Ria Olguca Vasilescu, transmite, în contextul protestelor Sanitas din fața Palatului Victoria, ce nu s-a putut ajunge la o soluție cu sindicatele în ceea ce prive subliniere de regulamentul de sporuri, iar dacă nu era asumat cel discutat, fere anexa 10, nu se puteau peleti sporurile în aprilie. Am subliniere teptat încă din luna septembrie a anului trecut regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio soluție cu sindicatele. Când se negocia cu reprezentanții medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici sublinierei raportate la noul salariu, când se discuta cu cei care reprezint personalul TESA, acești sublinierei cereau sporuri mai mari pentru această categorie sublinierei mai mici pentru medici, motivând ce oricum le-au crescut salariile. Discuțiile au fost purtate până în ultima săptămână din martie, fără a se ajunge la vreun compromis în privința anexei 10, care a fost solicitat de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele se ceară eliminarea ei, iar azi, se ne transmit ce o vor din nou. Ca la români. Pentru ce exista riscul de a nu se mai putea peleti deloc sporurile în aprilie, în absența unui regulament de sporuri sublinierei în condițiile în care mai era doar o săptămână pentru calcularea noilor salarii, guvernul sublinierei a asumat să adopte regulamentul de sporuri în forma discutat cu sindicatele, adică fără anexa 10, a declarat ministrul Muncii, Ria Olguca Vasilescu, potrivit News.ro. Anexa 10 făcea referire la menționarea sporurilor clare, însă nu a existat un consens între sindicate sublinierei autorități pe aceste prevederi. Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, plafonul de 30 sporuri exista sublinierei în vechea lege a salarizării, sublinierei anume în legea cadru numărul 284/2010, care, la articolul 22, alin. 1. Prevede suma sporurilor, compensațiilor, primelor sublinierei indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși sublinierei 30 din salariul de bază. Mai mult decât atât, vechea lege a salarizării prevedea, la alin. 2 al articolul 22, chiar sublinierei faptul ce suma sporurilor, compensațiilor, primelor sublinierei indemnizațiilor individuale nu va depăși sublinierei 30 din salariul de bază. Legea 153/2017, astăzi în vigoare, nu mai prevede sublinierei o limitare individuală pentru toate categoriile, fiind introduse excepții pentru sistemul sanitar, cel de apărare, ordine public sublinierei Securitate Națională. Sporurile din sănătate nu au de subliniere IT plafonul de 30 până la derogarea dat prin OUG 9/2017, însă sublinierei aceasta prevedea ce ele trebuie să se încadreze în prevederile bugetare alocate.
derogarea a fost făcut tocmai pentru ca veniturile personalului să fie satisfăcătoare, până la intrarea în vigoare a legii 153/2017, sublinierea regulamentului de sporuri, care a fost elaborat ulterior de Ministerul de Resort. Numai ce, în practic s-a constatat ce, în unele unități, diversi sublinierei angajați, nu întotdeauna cei implicați în actul medical, au primit sporuri care au ajuns sublinierei la 115. Astfel, dacă în anul 2016, spre exemplu, cuantumul total al sporurilor pentru condiții de muncă a fost, în sistemul de sănătate, de 29, în 2017 s-a ajuns la o medie de 45, iar dacă includem sublinierei cuantumurile aferente gerzilor sublinierei asigurării continuității, atunci procentul este de 57. Ceea ce înseamnă aproape dublu decât prevedea fosta lege a salarizării 284/2010. Chiar sublinierei în aceste condiții, în urma aplicării legii 153/2017, salariile medicilor sublinierei cele ale asistentelor medicale au înregistrat cresubliniere spectaculoase începând cu drepturile aferente lunii martie a anului 2018, mai arată sursa citată. Ministerul Muncii transmite ce salariile angajaților pe funcții similare din alte sectoare de activitate sunt, în prezent, mult mai mici decât cele din sănătate, sublinierei ce acestea se vor egaliza abia la aplicarea definitivă a legii, în anul 2022.